Tot în ciclul Reghin, Destin și Istorie, astăzi vă prezint una dintre străzile chiar care este destul de nouă. Este vorba de strada Gării. Strada Gării nu putea să fie o altă denumire decât legată de gară. Ori gara din Reghin a fost construită pe la 1880, iar ceva mai târziu, 2-3 ani, s-a amenajat calea ferată, Târgu Mureș, Deda. Această stradă a Gării, la început, a fost cu foarte multe locuri virane. Ea a pornit de la podul de peste brațul Morii de astăzi, actualmente strada Gării pornește din sectorul Piețeta, piața Manghezii, și traversează Mureșul și ajunge în spatele Gării de astăzi. Acum, evoluția acestei străzi este destul de, hai să zicem, alertă, în sensul că puține locuințe, dar foarte multe întreprinderi. Întreprinderi, mă refer la mici fabricuțe, ateliere care s-au dezvoltat pe această stradă. Primul moment pe care vreau să vi-l prezint este intrarea în stradă de la, hai să zicem, Manghezii. Manghezii ăsta a fost pe numele lui Samuel Manghezius, un evreu care avea o prăvălie acolo pe colț și care era cunoscută cu numele de prăvălie la Manghezii. Se vedea cam tot ce se putea vindea la o băcănie. Pe parcurs, strada a fost plombată, cum spuneam. În perioada comunistă, în 1950, a fost pe stânga dezvoltată, construită Republica, cunoscută ca numele de Fabrica Republica Veche, peste drum un liceu, Liceul Petru Maior, construcție prin 1980, dar astea sunt lucruri mai noi. Ei, la trecerea peste pod, la podul Mureșului, era un pichet de vamă unde erau taxate, vămuite toate produsele care intrau din zona Ideciului și de mai sus și care erau taxate pentru că, vezi, Doamne, ele se duceau la târg în Reghin și își vândeau produsele. Este un fel de taxă de piață ca și astăzi, numai că atunci se făcea la intrarea în oraș. Pe drumul acestei străzi, pe stânga, a fost o fabrică care producea sârmă de lemn. Fabrica aceasta a fost naționalizată după 1948, a devenit Ilefor. Actualmente e una dintre întreprinderile de prestigiu din oraș, este vorba de societatea Remex, care produce mobilă din esență tare, o mobilă foarte mult apreciată la export. Acum, fabrica asta de sârmă avea mai multe, să zicem, legături, filiale asupra căruia o să revin, dar până atunci urmăm drumul acestei străzi și putem concluziona că pe la anii 1920 strada avea 103 numere fără soț și 78 de numere cu soț. Strada se termina cu un hotel la numărul 66. În spatele Gării este clădirea cunoscută, dar și cu o fabrică de ciment a lui Kerekes și Müller. Müller ăsta avea și o fabrică de cărămidă undeva pe strada Spitalului, dar despre asta am vorbit o altă dată și o să mai vorbesc. Acum am ajuns în spatele Gării, unde era, cum spuneam, un hotel, dar erau și case ale angajaților permanenți ai Gării. De aici drumul urma satele Ideciul de jos, Ideciul de sus și bifurcație care dădea în zona satelor Idicel,
sat, Idicel, Pădure, care există și astăzi și care sunt niște sate românești, după știința mea, destul de prospere. Acum, strada asta a Gării, de la podul de peste Mureș, făcea o bifurcație la dreapta. Actualmente această bifurcație este strada Axente Sever. Strada Axente Sever trecea calea ferată, o trece și astăzi, și intra undeva în cartierul Ierbuș, asupra căruia ne vom opri în alte dăți. Oricum, strada Gării s-a dezvoltat mai ales în perioada comunistă. Eu tot ce am prezentat până acum a fost cam în perioada interbelică. După 1948-1950 apar întreprinderile noi, cum spuneam, fabrica Republica, fabrica Ilefor, pe dreapta Irumu, și mai încolo dezvoltarea, să zicem, a altor întreprinderi mai mici cu ramificații și cu dezvoltare ulterioară, cum a fost întreprinderile de lemn de regulă. Acum aș vrea să mai completez ceva legat de strada asta Sării și de strada Gării și de gara care închide strada. Aici, în 1905, a fost dată în folosință din gara Reghin spre Lăpușna calea ferată îngustă. Această cale ferată a fost, să zicem, o mină de aur pentru fabricile de lemn din Reghin, deoarece în sus, spre Lăpușna, erau tractate de o drezină, dar în jos veneau prin frânare încărcate cu lemne. Prin 1970, ideile comuniste, care acum se pare că sunt regretate, în sensul că s-a intervenit și s-a dezafectat această cale ferată, a fost distrusă, șinele au fost furate, multă vreme sătenii și-au construit fel de fel de beciuri din șinele de cale de ferată, cantoanele au fost părăsite și acum ideea unei asemenea traseu pe linie îngustă renaște, dar greu de realizat pentru că fondurile sunt destul de importante. Oricum, un traseu Reghin-Lăpușna pe o linie îngustă ar impulsiona turismul pe Valea Gurghiului, mai ales în zona Gurghiu, dar și în satele de pe vale, mai ales Hodac, Ibănești și celelalte. Deocamdată nu este nicio mișcare legată de această inițiativă de construire a unei noi căi ferate tip drezină. Gara din Reghin este un punct, să zicem, nodal. De aici drumul spre Deda, unde, iată, este intersecția cu calea ferată de Sărățel, Baia Mare, cale ferată care a fost construită prin 1941-42 cu participarea masivă a unor angajați din Reghin, populație din Reghin, precum și din satele din prejur, Vătava, Dumbrava, Brâncovenești, Suseni, o cale ferată care a numărat vreo 43 de kilometri și care a fost făcută relativ rapid pentru că era în timpul războiului și era necesară această stradă. Rectific, această cale ferată. Despre calea ferată Sărățel o să mai vorbesc pentru că chiar că este interesant, și este interesant prin participarea reghinenilor. Strada Gării de astăzi este o stradă completă, în sensul că nu am știință să mai fie intravilane, este completată cu case particulare, dar și cu foarte multe magazine sau chiar mici unități comerciale. Despre evoluția străzii Gării în legătură cu celelalte străzi care intră și ies din această stradă, cu siguranță ne vom revedea într-o altă întâlnire.